Bun, iepure, de cine m-a adunat aici? Mică excursie de aia bună la ghețare acolo. În Antarctica? Iau pentru cola, da, iau niște gheață și pavă. Bă, vreau să te felicit că ți-ai updat masca, cealaltă era un pic cam... Da, masca asta e top, e top, ia uite, am guit. Acum ai ochi. Hai că conduc eu. Vreau să-mi zici și mie unde unde ești că se află locația aia. Deci aparent, fraților, există Antarctica și noi nu știm. În dreapta sus. Ok. În dreapta sus, unde? Mă afli. Bun, îmi zici cum o iau. Zi-mă, bă, vezi să nu pici, what the fuck, iepure. Zim din nou, te rog, eu, ce se afla pe acolo? Ce, când ai zis că ai fost odată și ai dat de Antarctica, nu? După ce te-ai dus, da, acolo unde era apă. Bun, deci o iau tot în față? Da, da, da. E o pe acolo șmecherii, dă-le tancul, cagobobul. Ok. Șmecherii, mă, nu știi tu. Bă, da, avem voie legal să mergem acolo? Clar nu. Aolo, dacă e să fie oameni, ce le zice? Ne-a dus Waze-ul până acolo. Bă, mergem, vedem ce-o fi. Mamă, deja se vede, bă. Ok. Auzi, dacă crezi că dacă mă arunc aici, mai sparge? La cât de frig e pe aici și noi nu ne-am îmbrăcat ca proștii. O iau în dreapta sau în față? La care insulă mă duc? Bă, eu zic în față, că în dreapta nu cred că e nimic. Bun, ar trebui... Da, uite, e aeroport în față. Mă, feizează, ușor mergem la ei, zice că suntem turiști, nu știu. Face bine ca Mr. Beast, mă. Ok, ca Mr. Bean facem atunci, domnule. Hai, aterizare 10 din 10, iepure? Apă, drecu! Murim? Murim? Te omor! Nu murim, gata, păi dar nu sunt eu șofer. Nu am de inimă. Iepure, dar ție nu ți-e frig? Puțin. De capul meu, mamă, fraților, am ajuns în Antarctica. Am bătut vântul, tot drumul. Ai de capul meu, iepure, ce au ăștia pe aici, uite acolo, igluri, nebunii. Bă, orice ar fi, nu scoatem arma deloc, le zicem că suntem turiști. Să sperăm că o să fim primiți cu bine. Poate ne jefuiesc, poate ne pun la muncă. Poate până aici ne-o fost. Dar dacă nu, aflăm. Bă, în față se vede steagul Americii ăștia. Cred că nu sunt. Bă, lasă-mă pe mine. E însăpăzită. Bă, da. Stai un pic să plănuim. Dacă vedem oameni, ce le zice? Salut, frate. Vrei să ne luăm glonți? Poate cine știe ce eschimoși stau pe aici, se băgăm, văd. Le băgăm pardeală, hardeală de aia ieftină. Le băgăm pardeală, le dăm o perdea de acasă, bă, ne lăsați în pace. Fii atent, bă. Ne auzi motorul. Na, fain. Să trăiți, domne. Bună ziua. Aolo. Ați auzit motorul? Mi-am luat fără benzină, da, da, domne, da, da, la avion, domne, ce să facem? Păi da, știți că n-aveți voie să veniți aici, că e... Dar ce e aici? Haideți, domne, doar puțin, ne băgați înapoi benzină la avion, domne, și gata. Mai stăm, stăm. Deci, domnul iepure de aici vrea să vă propună câți bani le dai iepure dacă ne faci? Vă dă 100 de mii de euro dacă ne ajutați cu niște benzină la avionul ăla. Da. Și te mai ține și o seară, domne. Da, că suntem obosiți, era să ne prăbușim. Vă ținem o seară. Avem unde dormi? Dormim cu porci. Vă ținem o noapte. Cu porci. Dormim cu porci, iepure. Și primim bunușori buni? Iepure, le dai 100 cala, băieți, le-ai promis. Lasă-le motorul în primul rând. Haideți cu noi, haideți cu noi. Bine, vă dăm banii mâine dimineață că avionul ăla cred că e încă. Vă arăt eu unde să dormiți? Haideți. Dacă se poate, da. Veniți după mine. Hai, veniți după noi. Bă, sunt de treabă ăștia. Dar ce aveți aici? Ceva secret? Nu se poate zice. Strict secret. Nu se poate zice. Pentru stat? Au ulei, bă, zic eu. Au ulei, auzi. Ai mirosit? Ulei de betonieră. Hai după domnul negru. What the fuck, iepure? Ce-i tras pe nas? Domnilor, vă rog frumos, ușor. Ușor, ușor. Nu trebuie să ne grăbim, că ajungem. Da, da, da. Uite, bă, ăștia au tankul, vreau și-o de ăla. What the fuck? Nu se poate. Eu cred că asta e locație pentru armată, dar nu au voie să zică. O semna contracte. Foarte strict secret, domnul. Da, da, da. Nu trebuie să afle nimeni, doar ne bag aici, în garaj. Aici, domnule, dar unde vreți? Aici? Păi, doamne, ce pat avem aici? Uite, aveți aer de 5 stele. Las, că dormim pe jos, nu-i problemă, iepure, ce naiba. Tu dormi pe jos, iau chestia aia și vă culc pe ea. Domnul, trebuie să vedem, poate avem un șupă, niște pături, ceva, nu? Ne uităm, haideți. Avem voie să ne plimbăm, măcar, să nu stăm doar aici. Adică, ce ziceți colegul să îi lăsăm? Dacă nu stăm aici, nu-i problemă. Îi supraveghez, îi supraveghez eu, plecați voi că îi supraveghez eu. Da, puteți să lăsați să ne supravegheze dacă nu. Nu, mai bine eu, că sunt mai bun polițist. Domnul ăsta se ocupă cu... Auzi, bă, iepure, băieții sunt polițiști sub acoperire. Bă, vorbești frumos. Așa.
Da. Hai, dar vă. Deci vă rog să supravegheze, plecați voi doi și căutați. Sunteți da. În securitate maximă, nu vi se poate întâmpla nimic. Eu mă compor frumos, iepure ăsta e un pic mai nebun la cap. Cât timp da, eu niciodată. Atunci lăsați așa, hai, plecați voi doi ăștia. Polițistul, hai, plecați, polițistul și cu ăsta. Ok. Nu, eu supraveghez. Bun. Supraveghez eu. Numai să ne aduceți un pat. Mamă, fraților, e greu, e jale cu băieții ăștia. Avem pistolul la noi oricum. Dacă e să ne supravegheze, le dăm glonți. Mamă, bă, iepure, unde am ajuns? Un cațăș, gura ta. Mamă. Domnul polițist, de ce, doamne? Chiar nu ne puteți spune ce se lucrează pe aici? Nu. Zăpadă, poate. Da. Zăpadă, prelucrează zăpadă, o duc la vânzare. Da. Poate e de asta, lui Moș Căciumă și nu știam noi. Nu uita colegii să ne aducă pat, nu? Dacă nu, las că și aici e o alegere. Băi, dormiți, cum vei apucat. Mhm. Cu ventilatoare, bune de dormit ceva. Dar văd acolo, tank, om de zăpadă. Distracție maximă pe aici. Ăștia se ocupă cu om de zăpadă, mă zic eu. Mhm. Mamă, fraților, nu știu cum să facem. Suntem într-o situație 2-2, 2-1. Dar polițistul ăsta pare armat. Băi, frumos rău aici. Mamă, câți pași am lăsat. Vin urși polari pe aici, domnul. Domnii, pe aici nu sunt urși polari. L-ați găsit, las, că ei... Nu-i bai. Ei au salteaua aia de tăcat. Lasă și ceva, vă pot pune să dormiți pe ele. Las, că nu-i problemă. Iepure, ce încerci să faci aici, mă? Încercam să mă urc pe aia, că poate stăteam și mai departe de tine, că puți. Da. What? Nu se vorbește așa, domnul. Nu se vorbește, noi vorbim toți foarte civilizați și ne respectăm unul față de altul. Iepure ăsta e de la nebuni. Auziți? Au fost atacuri de urși pe aici. Cum adică? Atacuri de urși polari pe aici, n-au fost? Nu. Ok. Deci, de cât timp noi suntem aici, de vreo 5 ani, n-am realizat nici un urs polar. Nici un tip de urs. Bun. Dar mai vin lupi, dar nu se apropie de noi. Vedeți că au fugit iepurele. Mergeți după el. Nu știu. Bun. Bravo, iepure, 200 IQ. Vine ăsta după mine. Nu. Mă bag înapoi. Domnule, ce faci? Urc. Dai. Dai. Mamă, cât am așteptat momentul ăsta. Nu făceai nimic, efectiv. Am crezut că ai nebunii la cap. Dă-i în capăt acolo să ne ascundem. Așteptăm să se facă noapte și am plecat noi cumva. Nu? Te-ai avut două helicoptere. E bun. Ascunde, hai să-l ascundem ăsta undeva. Hai de capul meu, o iepure. Ce crezi că mai luăm noi acasă? Ăsta-i greu, mă. Tu ai văzut unde era să dormim, ești nebun? Da, am văzut. Ăștia ne țineau și mai voia și 100 de mii. Avionul, am zis, am stabilit de la început, nu-ți pare rău după... Vezi, acolo au cargo bob. Nu-ți pare rău după avion, nu? Au cargo bob? Lasă-l. Unde? Uite, uai! Nu, dar vezi că nu-i... iepure! Dă-i în spate. Cred că știu ce fac. Nu, dă-i în spate, era o barcă. Dă-i în spate, dă-i așa. Bun. Lasă-mă să conduc, te rog. Nu, dă-i în dreapta. Du-te în față. Mergem, înotăm un pic, murim de frig. Dar e o barcă acolo și putem să-i omorâm pe ăștia. Ne ascundem acolo. Uite barca aia. Stânga. Uite-o. Dacă fac să cadă. Avem cum? Da, avem cum să ajungem. Doar să nu cazi, treci peste asta. Bun! Bă, mai e unul! Ai grijă, ăsta e periculos. Nu, dă-i. Iepure, n-ai cum. Dă-i mai în față, ocolește ghețarul și dă-i pe acolo. Rămânem peste noapte la barca aia. Bă, stai mă că eu am pistol, mă. Dar nu dau eu după băiatul ăsta. Nu pot să trag pe aici că n-ai gea. Bravo, bun, W, iepure. Îți dai seama că ei au înghețat total când au intrat în apă? S-au dus, n-au știu, poate-i mai cine tanculețul ăsta. Am și o întrebare, unde vindem astea dacă tot le luăm tancurile? Bă, că este la clubul de lângă portul. Ăla de seamănă cu Bahamasul? Da. Posibil, ok. Hai să vedem, avem unde sta? Mă, băi! Bun. Nu, cred că avem cum aici. Bă, n-avem cum în barca asta, dar e ok, oprește. Băi, ok, să putem. Ăsta lăsăm aici. Și când o să fie noapte,
Mergem și începem atacul. Ai văzut că aveau cargo băburi, sigur? Da. Bun, iepure pregătit? Da, dar tu, dacă conduci tu, ajungem în apă. Nu ajungem în apă. Mergem cu trocadera asta, să fim mai aproape de zona aia lor. Încercăm, mă duc iau un cargo bob. Încerc să-l prind pe ăsta. Tu încearcă să prinzi altul. Ai pus, pune numărul la căscuță 11. Am. După care decolăm și nu mai venim aici cât trăim. Doar să ne iasă. Hai să nu murim, că dacă murim ar fi urât. Încolo se mai văd niște lumini. Crezi că s-ar putea să fie ceva pe acolo? Poate, mergem, poate după dacă vei. Prima dată, ascundem ăsta undeva. O să opresc farurile de aici. Dai, zi-mi unde ai văzut cargo boburile, că eu n-am văzut. Vezi că la Elfie, de acolo. Vezi că ne bagi în groapă, vezi că ne bagi. Aoleu, doamne. Te-am zis că nu știi conduce. Fii atent aici. Mamă, ai văzut? Da. Nu trebuia să riscăm, bun. Oh, la negru? La negru. Lasă ăsta aici, la că negru. Face gălăgie și ar n-aud ăștia. Că aici trebuie doar un pic de gălăgie să faci. Mamă, dacă aveam acum un skateboard, mergeam perfect. Ai tu? Bun, eu o să mă urc în cargo bobul ăla negru, dacă pot să, dacă e deschis, dacă nu îl hackuiesc. Tu ia un cargo bob de acolo, fură ce vrei, îmi zici pe căscuță, încearcă să fur ceva scump. Le ducem în oraș, la parcarea unde e o parcare, să le lăsăm pe o parcare, nu? Parcarea roșie. Parcarea roșie, nu. Hai pe parcarea de la Groove Street, zic eu. Bun. E lumină, hai, cât mai rapid până nu ne vede nimeni pe camere. Eu le iau ăsta negru. Ăla, cred că costă multă. Ia uite ce are pe stânga. Black Market. What the fuck? Lol. Eu cred că le las ăștia deschiși. E deschis, a meu e deschis, m-auzi pe căscuță. E bun. Decolează instant, că o să ne audă ăștia. Hai că am decolat. Are și helicam. Mama, a meu are și helicam. Hai să vedem, fraților. Mi s-a lăsat cârligul jos. Mergem să prindem chestia aia de acolo. O luăm și plecăm în oraș. Nu știu cât o valora un de la. Dacă poți să furi și tu un tank, cum am eu, dacă mai găsești. Văd. Nu, păi ne-au văzut, îți dai seama. Ai grijă, aici încolo ne descurcăm noi. Hai să vedem, fraților. Trebuie doar să agățăm cu cârligul un pic. Mie nu merge, mă, ăsta. Mamă, te rog, bă, mamă, cât de greu e, bă. Extrem de greu. Mamă, se țin ăștia după noi. O aterizat? De ce merge așa de oribil? Idee, cred că am o idee mai bună decât să fug de asta. Ia zi. Am văzut un elicopter scump. Încearcă. Mamă, e oribil de greu. Băi, eu nu pot ridica așa ceva. L-am luat. Nu mi se ridică tankul ăla. Mă uit după altceva. Mamă, bă. Eu am luat elicopterul. Ce mai au ăștia pe aici? Bă, nu știu. În afară e tankul, nu prea mai nimic. Mai vezi altundeva? Unde ai lăsat cargo bobul ăla? Lasă-mă să încerc eu cu el. Cargo bobul? Da. L-am lăsat, fii atent, vezi elicopterul meu. L-am luat, bă. Au luat cargo bobul, bă. Tu ești în ălalalt? Da. Hai să plecăm cu elicopterele. Hai că ne întoarcem noi cândva. Vezi că ăla o să coste mult ăla de la tine. Mă gândesc, fugi în oraș. Fugi în oraș. Asta facem acum. Nu ieșea efectiv să iau ăla. Fraților, let's go! Am luat un cargo bob, varianta Black Market, dar din păcate nu se lipea cârligul efectiv de tankul ăla, pentru că tankul ăla era prea greu. Pe unde ești? Am plecat din Antarctica mea. Ok, bun. Imediat ies eu. Pe parcarea de la Groove, ok? Da. Bun. Hai de capul meu. Bun, mă, cred că am scăpat cu bine, dar oricum o să ne întoarcem. Pentru că e efectiv cam urât să plecăm doar cu niște elicoptere. Dar cred că o să ne întoarcem, pentru că doar cu niște elicoptere nu cred că facem noi profit mare. Nu-s departe de tine. Te văd. Prima dată am scăpat cu bine, dar a doua oară zic că mai bine nu mergem. Tu vrei să mergem? Banii, știi cum e, nu? Banii, ce n-aș bat eu pentru bani? Bă, tu ai luat elicopter de armată, what the fuck, l-ai scump rău. Da, cred că am luat un elicopter fain. Parcarea, uite, lângă asta spital. Asta mai ai de tu mine? Da. Bine. Parcăm aici. Hai să vedem. Let's go. Bun, și l-am parcat, mă. Ce parcare ai tu? Let's fucking go, fraților. Mai și bulet. Taci, că l-am parcat. L-ai bulit. Uite câta chestie are în față, că nici nu poți să treci de el.
schietun, mă, ăsta. Mamă, deodată. Au, bun, iepure, zi un plan. Cum am putea noi să luăm un tank de acolo? Cu elicopterele astea ai văzut și tu că nu se prinde nimic. Da, am un băiat, are avion, are de la de spate, băgăm. Bă, cargo plane-ul? De la Titanul, știu. Sună-l. Hai să vedem ce face iepure. L-așteptăm, ci că dă un apel. Avem nevoie de tine, mă. Mergem așa la aeroportul ăla, la normal, mă. Și cu cargo bobul, cu cargo noi, cu Titanul ăla. Și ne duci acolo. Și tu stai cu motorul pornit și mergem în spatele tău. Ce explică iepure la telefon, mă? Mamă, fraților, what the fuck? Ok, avionul ăsta e efectiv 10 din 10. Ce a zis? Nu, mă, fii atent. Ne întâlnim aici la aeroportul normal. Da. Ne lasă Titanul ăla. Așa. Și mergem acolo și luăm. Bun, plecăm cu elicopterul tău. Lasă tu că e scump, a meu nu mai pot să-l decolez. Bun, mergem la aeroport și revenim.